Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la emisiunea Analiză Inițială. Sunt Oana Ionele, gazda dumneavoastră, și împreună vom dezbate cele mai importante subiecte ale dimineții. Astăzi vom discuta despre ședința extraordinară a Consiliului Local, dar și despre programul Educație Financiară, Provocări și Soluții. Pe parcursul emisiunii mai vorbim despre proiectul de lege privind insolvența persoanelor fizice. Iar pe plan extern o să vorbim despre Vladimir Putin, care caută aliați puternici. Așa cum v-am obișnuit în fiecare dimineață, alături de mine se află Cristi Nedelcu, redactor șef al EGTV. Bună dimineața, Cristi, bine ai venit! Bună dimineața, Oana, bună dimineața, stimați telespectatori, mulțumesc pentru invitație! Revenim la subiectul anterior amintit. Astăzi se convoacă Consiliul Local al municipiului Craiova în ședința extraordinară, începând chiar de la această oră, în sala mare a primăriei municipiului Craiova. În legătură directă telefonică o să intre cu noi și colega noastră Anca Ungurenuș, care este acolo. Colegii mei, când au legătura, o să mă anunțe. Cristi, sunt 8 puncte pe ordinea de zi. Sunt 8 puncte pe ordinea de zi, într-adevăr, și majoritatea acestor puncte, de fapt toate, dacă mă uit eu bine, da, toate privesc rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe diferite capitole. Fie că este vorba despre Spitalul Clinic Municipal Filantropia, fie că este vorba despre rectificarea de buget pe ansamblu a municipiului Craiova, fie că este vorba despre rectificarea de buget pentru poliția locală sau pentru aprobarea rectificării bugetului general consolidat. Sunt mai multe capitole. Poate cel mai interesant dintre ele este cel prin care se alocă 350.000 de euro pentru demolarea stadionului Ion Oblemenco. N-am mai discutat noi despre acest subiect. Exact. Cum ți se pare această sumă? Bănuiesc că din moment ce există o evaluare făcută de o firmă specializată, este suma corespunzătoare. Hai să vedem ce se întâmplă la primărie, pentru că avem legătura directă. Alo, bună dimineața, Anca! Bună dimineața! Anca, care este atmosfera acum? Nu știu dacă v-a spus colegul nostru din regie, dar ședința deja s-a încheiat. Ne cerem scuze, am intrat ceva mai târziu, este și 3 minute și am intrat un pic mai târziu, deci n-am reușit să prindem. La, data viitoare... La 10 fără 2 minute a început, a durat 2 minute și s-a încheiat. Deci oricum n-am fi reușit, ar fi trebuit să intrăm în direct înainte de a începe emisiunea pentru a reuși. Corect. Să... Înseamnă că s-a votat la foc automat, bănuiesc. Păi au fost 8 puncte, fără discuții, fără nicio întrebare din partea consilierilor. Fiind ședință extraordinară, nu au fost interpelări? Exact, exact. Cred că este cea mai rapidă ședință de când particip tu la astfel de întâlniri? Este cea mai rapidă ședință, într-adevăr. Chiar am câteva studente în practică și au rămas blocate când au văzut cât de repede s-au votat aceste puncte. Fără niciun fel de discuții și trebuie să spunem că era de discutat la vreo două dintre ele. Ne referim la rectificarea bugetară, cred că ultima de pe anul acesta, pentru care se alocă bani pentru demolarea stadionului, 350.000 de euro, dar și ultimul punct de pe ordinea de zi privind constituirea primăriei Craiova într-un proces al DNA. Un funcționar public este anchetat că ar fi făcut niște nereguli în 2007. Da, dacă poți să ne mai dai câteva detalii despre acest caz, deoarece este un caz extrem de interesant. Pe scurt, un funcționar public, o doamnă, în 2007 a aprobat o vânzare-cumpărare și cumpărarea unei case cu teren de la o doamnă care susține că ar fi moștenit-o. Din potrivă, acesta nu o moștenise, ci fusese donată de către unchiul ei statului. Astfel, femeia, în cauza, nu știu exact care este speța, ce a fost în spatele... Da. Poveștii, însă femeia respectivă a vândut casa mai departe, neavând drept de proprietate asupra ei, cu 660.000 de euro. Cum a intervenit primăria în această poveste? Păi funcționarul public din primărie a, probabil știind aceste lucruri, a dat aviz de legalitate prin dispoziția primarului și s-a realizat actul de vânzare-cumpărare.
Am înțeles. Și, într-adevăr, acesta ar fi fost unul dintre subiectele care merita măcar prezentate puțin mai pe larg de către consilierii. Exact. Dar nici s-au pus întrebări din partea consilierilor, tot a fost foarte rapid. Am înțeles. Mulțumim, mulțumim Anca! Mulțumim foarte mult! Mulțumesc eu! Mulțumesc! La revedere! Cea mai rapidă... Da. Eu cred că data viitoare trebuie să începem emisiunea cu câteva minute mai devreme, ca să nu mai facem așa ca astăzi. Ca să nu mai avem astfel de surprize. Bun, acum, lăsând gluma la o parte, exact. Trebuie să mai spunem că este, așa cum aminteam puțin mai devreme, a fost o ședință în care... O putem numi ședință? Da, a fost ședință. Au îndeplinit toate regulile unei astfel de ședințe, a fost statutar constituită, s-a supus la vot ordinea de zi, ordinea de zi a fost votată. Deci este o ședință în care se aprobă ultima rectificare de buget pe acest an a municipiului Greva. Un lucru extrem de important, pe care în mod normal consilierii ar fi trebuit să-l dezbată, să știm și noi de unde s-au mai luat bani, unde s-au mai dus bani, pentru că descoperim încet, încet tot fel de lucruri extrem de interesante. Atunci când am realizat o emisiune despre povestea cu Craiova Capitală Culturală Europeană și despre proiectul de la Bruxelles, domnul consilier Dan Chierciu a mărturisit că și el a votat unul dintre punctele de acolo fără să-l citească până la capăt. Cred că nu este singurul. Și a descoperit ulterior că de fapt erau niște bani care se luaseră dintr-o parte și ajunseseră la Asociația Craiova Capitală Culturală și s-au dus vreo 400 de milioane pentru un eveniment pe la Bruxelles despre care n-a știut nimeni nimic. Dacă sunt consilieri locali care votează alocări de bani dintr-o parte în alta fără să urmărească până la capăt ce se întâmplă, mă întreb câți dintre locuitorii Craiovei știu ce se întâmplă în Consiliul Local și ce se întâmplă cu banii pe care noi îi plătim. Pentru că oamenii aceia, consilierii care sunt în momentul de față puși să gestioneze treburile orașului, nu au, ei nu gestionează banii lor de acasă. Așa este. Ei gestionează banii pe care iau de la noi. Și ca urmare ar trebui, măcar din respect pentru oamenii care i-au trimis acolo și care îi plătesc, pentru că oamenii aceia, consilierii locali, cred că au cel mai mare salariu pe secundă. La cât de mult durează o ședință de Consiliu Local, cred că au cel mai mare salariu pe secundă din oraș. Și asta e o parte foarte interesantă. O parte foarte interesantă. Și măcar din respect pentru oamenii care i-au trimis acolo și care îi plătesc și ai căror banii folosesc de multe ori după bunul lor plac, ar fi trebuit ca, într-o astfel de situație, cum este ședința de buget pentru astăzi rectificare, să dea mai multe detalii. Faptul că ei se stângă acolo și... Cum ai spus și tu, mulți chiar nu știu aceste detalii, doar votează. Doar votează și de multe ori, și nici nu este neapărat vina lor, pentru că de multe ori proiectele respective apar în ultimul moment. Eu mă întreb cum trec de comisii, pentru că un consiliu local, dincolo de ședințele de plenare și ședințele de comisii, care sunt foarte curios cum se țin, cum se derulează. Dacă de multe ori proiecte de hotărâre apar pe site-ul primăriei în seara dinaintea ședinței sau în dimineața acelei zi. Au fost situații de acest gen. În rest, ce să mai comentăm? Așa e. Mergem mai departe cu un alt subiect. Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Universitatea din Craiova organizează astăzi un nou eveniment dedicat educației financiare. Acesta va avea loc începând cu ora 9:30, deci deja cei de acolo sunt în plin eveniment. Se desfășoară programul Educație Financiară, Provocări și Soluții. Noi o să intrăm de asemenea în legătură directă cu Ramona Olaru, colega noastră care este acolo. Colegii mei când au legătura o să mă anunțe. Iată un program foarte interesant. Da, este un proiect din seria celor derulate de Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul universității, prin care se încearcă prezentarea elementelor din economia reală, astfel încât tinerii care termină această facultate să intre în legătură directă și să fie în contact cu realitățile economice încă de pe băncile facultății, astfel încât ulterior, în momentul în care intră pe piața muncii, să fie familiarizat și integrarea în activitatea economică să fie în acest fel facilitat. În mod concret, evenimentul de astăzi conține două părți, și anume în prima parte, Radu Mihai Ghinea, șeful
în cadrul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Craiova, va vorbi despre parteneriatul public-privat pentru IMM-uri, care este un subiect extrem de interesant, în același timp și sensibil, deoarece de cele mai multe ori parteneriatul public-privat a fost folosit în unele cazuri de autorități pentru a masca anumite lucruri nu foarte în regulă, dar trebuie să spunem că un astfel de, în mod normal, într-o economie sănătoasă, un astfel de parteneriat este un instrument extrem de eficient în dezvoltarea economică a unei zone, deoarece este clar că instituțiile publice nu beneficiază de fonduri financiare sau de altfel, de alte resurse, dar beneficiază de resurse financiare, dar beneficiază de alte resurse, cum ar fi utilități, terenuri și așa mai departe, pe care dacă le pun la dispoziția IMM-urilor, împreună se poate construi o poveste extrem de interesantă. Cristi, avem legătura directă și cu Ramona, care este acolo. Bună dimineața, Ramona! Bună dimineața! Ramona, care este atmosfera acum acolo? În acest moment, în sală sunt foarte mulți studenți economiști. Are loc un eveniment dedicat educației financiare, provocări și soluții, organizat de Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor și adresat studenților economiști, dar și companiilor, IMM-urilor. În prima parte a evenimentului s-a desfășurat deja un program de finanțare, s-au prezentat premisele unui program de finanțare pentru tineri, program de finanțare oferit prin intermediul Oficiului Teritorial al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Craiova. Este vorba despre un parteneriat public-privat care își propune crearea de noi locuri de muncă pentru tineri absolvenți. Concret, companiile care angajează 3, 7 sau mai mulți tineri absolvenți primesc din fonduri europene contravaloarea salariilor pentru acești tineri, inclusiv salariul net care se plătește tânărului în mână, dar și contribuțiile care se plătesc la stat. Pe o perioadă, Ramona, te întreb... ...care au angajat tineri, au primit distinție din partea organizatorilor astăzi, până la acest moment, iar în partea a doua a evenimentului, studenții se vor întâlni cu reprezentanți ai pieței financiare, va fi prezent un reprezentant al Bursei de Valori București, care prezintă un program pentru al Bursei de Valori, se numește iQuest, este un concurs de tranzacționare online, iar un reprezentant al unei societăți de servicii de investiții financiare va prezenta un program de simulare financiară care atrage atenția prin valoarea premiilor. De asemenea, și reprezentantul Bursei de Valori va vorbi despre premiile care se acordă la nivel național pentru acești tineri care sunt pregătiți pentru a face față pieței financiare din România. Ramona, doream să te întreb dacă, din punctul tău de vedere, astfel de evenimente stimulează interesul tinerilor pentru a fi mai aproape de bursă, deoarece fenomenul acesta al bursei nu este foarte bine cunoscut în rândul nostru și acțiunile, modul acesta de a tranzacționa acțiunile la bursă este poate mai cunoscut din filmele americane decât din realitățile economice ale noastre. Desigur, așa este, dar studenții economiști încă din timpul facultății practică astfel de concursuri de tranzacționare online. Ei sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă bursa de valori în cursul facultății, dar și prin intermediul unor astfel de seminarii. Este foarte important să afle ce este bursa și care este rolul ei în economie, ce înseamnă deținerea de acțiuni și ce înseamnă tranzacționarea acestora, mai ales că și în România începe ușor-ușor să se dezvolte acest segment, mai puțin cunoscut oamenilor de alte profesii, dar este destul de cunoscut în domeniul acesta al absolvenților de studii economice.
Și este foarte important să afli chiar de la reprezentanții Bursei de Valori cum funcționează piața de capital în România în acest moment. Este foarte important acest lucru, nu doar pentru studenții economiști, ci și pentru IMM-urile din Craiova, deoarece acestea se pot capitaliza pe bursă. Este o alternativă la obținerea de capital, față de obținerea de capital prin intermediul băncilor, de exemplu. Firmele care se lansează pe bursă ar putea să obțină capital astfel prin emiterea de acțiuni și tranzacționarea pe segmentul principal al Bursei Românești. Desigur, aceste lucruri sunt mult mai greu digerate de mediul de afaceri. Foarte puține companii locale se listează pe bursă chiar deloc până la ora aceasta față de marii emitenți cunoscuți. Dar educația financiară ajută oricui din țara noastră. Ramona, mulțumim mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc, o zi bună. La fel. Iată încă o șansă pentru tineri, chiar așa o putem numi. Da. Acest program este o șansă pentru tineri. O șansă pentru tineri și o șansă să ne referim acum la prima parte a evenimentului, pentru că, așa cum spunea și colega noastră, sunt cele două părți. Prima e acea legată de acel parteneriat public-privat prin care firmele sunt încurajate să angajeze absolvenți care au terminat recent. Și acest lucru este extrem de important, pentru că noi am discutat despre modul în care au acces pe piața muncii tinerii în momentul în care termină studiile. Și în același timp este această poveste despre care vorbeam, povestea legată de bursă. În mod concret, în cadrul acestui program iCast, se simulează mai multe tranzacții online, în sensul că fiecare participant la acest eveniment primește o sumă virtuală de, dacă nu mă înșel să mă uit aici, de 30.000 de lei. Și deci o sumă destul de ok. O sumă virtuală. Bani pe care îi folosește în cumpărarea de acțiuni și tranzacționarea lor ulterior pe bursă, iar cei care dovedesc că au făcut cele mai bune investiții în acest domeniu și reușesc să-și sporească banii, vor primi și niște premii reale. Este un fel de joc, dar este un fel de joc, este un joc în care, prin care se învață cel mai bine. Pentru că anumite putem să vorbim și să povestim foarte mult ce este cu bursa și așa mai departe. Dar dacă nu se face practică. Dar dacă nu se face practică, nu înțelegem foarte exact mecanismul și, repet, rămânem cu imaginea aceea făcută din filmul Lupul de pe Wall Street, care, palmiter, spectaculos film, dar poate nu dă dimensiunea reală a fenomenului. Ar fi frumos să se facă astfel de programe și pentru alte facultăți, pentru studenții de la alte specializări. Da, din păcate, din acest punct de vedere, trebuie să spunem că la Facultatea de Economie și Administrare are un plus această... Da, este una dintre puținele facultăți în care sunt legate lucrurile teoretice de cele practice. Nu este prima dată când la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor se întâmplă astfel de evenimente care aduc pe tineri de pe băncile facultății către economia reală și pregătindu-i pentru ceea ce se va întâmpla ulterior. Mergem mai departe cu un alt eveniment care are loc astăzi. Zi plină de evenimente astăzi. Zi plină de evenimente, exact. Are loc conferința Trecutul schimbător al comunismului românesc după 25 de ani judecata decrețeilor. Evenimentul are loc la Casa de Cultură Traian Demetrescu. Cristi, spune-mi, să-ți mărturisesc că am așteptat cu nerăbdare să-mi spui o poveste despre decreței. Înainte de toate, aș vrea să vorbim puțin despre prima parte a titlului acestui eveniment, Trecutul schimbător al comunismului românesc. Și dacă nu mă înșel, Bellu Ziebler era unul dintre cei care spunea: nimic nu este mai greu de prevăzut în comunism decât trecutul. Și asta pentru că de fiecare dată trecutul era reinterpretat în funcție de noile orientări politice, ajungându-se astfel ca un lucru considerat într-un fel până la un anumit moment să se schimbe totul. Deci, cu alte cuvinte, trăim încă într-o lume în care trecutul este destul de greu de prevăzut. Acum, trebuie să spunem că evenimentul acesta face loc dintr-o serie de conferințe care au drept scop promovarea relațiilor dintre cunoaștere, rațiune și emoție,
și aduc în fața tinerilor oameni din diferite domenii care prezintă subiecte extrem de variate. Spre exemplu, astăzi ce se întâmplă? Astăzi este prezent Cezar Stanciu, doctor în istorie de la Universitatea Valahia din Târgoviște, care va vorbi despre acest subiect, trecutul schimbător al comunismului după 25 de ani, și discutăm imediat și despre acest lucru. Vreau să mai spun că până acum s-a discutat despre artă, s-a discutat despre vin și literatură, s-a discutat despre muzică, acum discutăm despre istorie, astfel încât tinerii care participă la aceste conferințe au posibilitatea să afle lucruri extrem de interesante. Nu întâmplător a fost ales acest subiect, și anume trecutul schimbător al comunismului românesc, pentru că am intrat în luna în care vom marca 25 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, și momentul acela reprezintă în continuare un subiect extrem de sensibil, de interesant, de controversat și așa mai departe. Numele acesta de Creței a intrat în mitologia istoriei recente a României și în mod concret el se referă la un decret emis în 66 sau în 67, nu sunt foarte sigur, de Nicolae Ceaușescu, în momentul în care el a lansat o politică demografică extrem de agresivă, o politică demografică prin care era încurajată sporirea natalității. Ceaușescu primise niște studii și constatase că România intra într-o anumită logică de clin demografic, caracteristică de altfel statelor care se modernizează, și atunci a decis că este momentul să intervină. Și dincolo de metodele, să spunem, de încurajare a familiilor să aibă mai mulți copii, s-a trecut și la metode restrictive, iar cea mai restrictivă metodă a fost acel decret prin care erau interzise avorturile. Medicii care făceau acest lucru riscau închisoare, femeile care făceau avort riscau închisoare. Și este generațiile acelea sunt traumatizate de povești extrem de dure. Nu întâmplător primul premiu românesc la Palme d'Or, la Cannes, primul Palme d'Or românesc, a fost luat de un film 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, care spune o astfel de poveste. Ca urmare, între anii 67 și 69-70, într-adevăr, în România am asistat la un boom demografic fără precedent, și copiii născuți atunci, în stilul epocii în care totul căpăta și o conotație glumeață, râdeam de, făceam haz de necaz, au primit denumirea de decreței. Și este generația cea mai numeroasă din istoria recentă a României. Generație care la Revoluția din 1989 avea 20 de ani, generație care acum are în jur de 40 și ceva de ani, și generație care în momentul în care va ieși la pensie va avea o mare problemă în ceea ce privește presiunea pe care o va pune pe sistemul de pensii publice în România. Ce vrei să spui prin asta? Pentru că sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți în momentul și în care vor ieși la pensie, va exista un dezechilibru puternic între populația activă și cei care sunt la pensie. De altfel, generația aceasta de crețerilor a avut o istorie extrem de interesantă și cred că undeva peste vreo 10-15 ani se va găsi cineva care să scrie o istorie a generației decrețeilor. Decreței sunt în imaginarul istoricilor considerați fermentul mișcării din decembrie 1989. Cei care au ieșit în stradă, cei care l-au dat jos pe Ceaușescu. Și este un fel de ironie a istoriei că o decizie pe care Ceaușescu a luat-o în 1967 s-a întors împotriva lui 20 și ceva de ani mai târziu. Și evenimentul de astăzi de la Traian Dumitrescu încearcă o privire asupra istoriei comunismului din această perspectivă, din perspectiva celor care s-au născut la ordin și care la un moment dat au răsturnat întregul sistem. Foarte interesant.
Vezi, de asta am zis eu că așteptam să mărturisești ceva. Noi mergem mai departe cu un subiect din învățământ. S-au finalizat înscrierile pentru examenul național de definitivat. În Dolj s-au înscris 244 de cadre didactice, din care majoritatea este reprezentată de educatoare, învățători și profesori de educație fizică și sport. Pe discipline precum geografie, informatică, cultură civică, în acest an au scăzut drastic numărul candidaților. În plus, tot o noutate pentru o parte din candidați, poate fi ultima sesiune la care ei mai pot participa. Haideți să urmărim un material filmat de colegii mei, după care revenim în direct. Înscrierile s-au încheiat, iar profesorii se pregătesc să susțină examenul de definitivat. Cele mai multe dosare au fost depuse la educatoare, învățământ preșcolar respectiv, 47 de dosare. Învățătorii avem 37 de candidați care au solicitat înscrierea pentru examen de definitivat, 32 la educație fizică, 24 de candidați s-au înscris la limba engleză, 17 candidați la limba română și 14 candidați la limba franceză. La polul opus avem cel mai mic număr de dosare depuse la geografie, unde avem un singur candidat care a solicitat înscrierea la examen, informatică un candidat, cultură civică un candidat, profesor documentarist, respectiv drept juridic, câte un candidat pentru fiecare specialitate în parte. Reprezentanții ISJ Dolj spun că nu sunt modificări în ceea ce privește derularea examenului de definitivat, doar proba scrisă nu se mai susține pe 16 iulie, ci cu o săptămână mai devreme. Examenul de definitivat constă în susținerea a două probe, respectiv două inspecții speciale la clasă, nota minimă de promovare a lor este 8 și probă scrisă ce are loc în data de 9 iulie. Inspecțiile speciale la clasă se susțin până în data de 5 iunie 2015. Se desfășoară după aceleași reguli, cu camere de luat vederi, lucrările urmând a fi evaluate în centre de evaluare la nivel național, centre care sunt stabilite la nivelul Ministerului Educației Naționale. În județul Dolj sunt 10 dascăli pentru care aceasta este ultima șansă de a obține definitivatul. Ei au susținut deja două sesiuni, dar fără succes și nu au dreptul decât la 3, în 7 ani de la terminarea facultății. Dacă nu, vor rămâne cu statutul de profesor debutant. Am revenit în platou. Cristi, spune-ne mai pe larg, ce înseamnă acest examen de definitivat? Examenul Național de Definitivat certifică dreptul profesorilor deputanți de a-și face practică în învățământul universitar, dar și de a se titulariza pe o perioadă de cel puțin 4 ani. De fapt, examenul de definitivat înseamnă intrarea oficială, să spunem, în învățământ a cadrelor didactice. Și modalitatea în care se desfășoară acest examen de definitivat a născut de foarte multe ori destule controverse, având în vedere că de multe ori la aceste examene sunt obținute note unele nu foarte strălucite și ne trezim cu profesori care obțin note mai mici, dar totuși ajung să predea, în special în mediul rural, acolo unde solicitările sunt extrem de scăzute. Este, până la urmă, poate că ar trebui cineva să gândească un alt sistem prin care să se acceadă în învățământ. Nu o să spun că, de exemplu, sistemul american este foarte bun. Cum e sistemul american? Dar în cazul lor, decizia de a angaja un profesor aparține școlii. Școlii. Nu există o poveste la nivel național, un examen în care toți profesorii să intre și așa mai departe. Odată ce ai studiile care îți permit să profesezi și să activezi în învățământ, indiferent ce formă, asta este problema sistemului care stabilește un anumit barem pe care cineva trebuie să-l îndeplinească pentru a putea fi profesor, ai terminat facultatea, ai studiile de psihopedagogie necesare și așa mai departe. Deci, în momentul în care acest lucru s-a încheiat, este treaba fiecărei școli să își caute profesorii cei mai buni și să-i angajeze. Pentru că așa ar fi într-un fel și normal, deoarece ar duce responsabilitatea către conducerea școlii respective. Probabil că în primii ani am asistat la destul de multe abuzuri și la angajări nu foarte corecte, dar până la urmă trebuie să recunoaștem că în momentul de față în România școlile și de fapt toate unitățile de învățământ acționează aproape pe principiul pieței.
în sensul că există și în ceea ce privește grădinițele, și în ceea ce privește școlile, liceele și universitățile, un fel de piață de cerere și ofertă. Iar această piață este reglementată de nivelul învățământului care se face în școala respectivă. Bun, povestea e un pic mai complicată, pentru că de multe ori contează și posibilitatea financiară a celor care își trimit copiii la școală și așa mai departe. Dar trebuie să recunoaștem că o parte importantă din... Revine profesorilor din decizia pe care părintele o ia în momentul în care își alege una dintre unitățile de învățământ, se referă la calitatea actului educațional din școala respectivă. Și mai devreme sau mai târziu, directorii de unităților de învățământ ar înțelege faptul că este nevoie de profesori, de profesori bine pregătiți, pentru că sunt și în momentul de față sunt părinți care știu, își duc copiii la o școală deoarece au primit recomandări, acolo este un învățător foarte bun, este un profesor foarte bun și așa mai departe. Sunt profesori care se mută de la o școală la alta și pleacă cu copii după ei. Acest lucru ar schimba, cel puțin din perspectiva mea, ar schimba puțin lucrurile și ar permite celor care sunt buni și care sunt dedicați pentru această meserie să facă, să aibă un acces mai ușor în acest sistem și ar elimina o parte din toată birocrația aceasta presupusă de un examen care se desfășoară o singură dată la nivel național și așa mai departe. Până la urmă, școala este o poveste a comunității și ar trebui să ducem responsabilitatea angajării profesorilor la acest nivel, la decizia conducerii școlii. Deci de câte ori poate da un profesor definitivatul? În momentul de față, să ne uităm un pic pe ceea ce ne-au trimis cei de la inspectorat, examenul de definitivat poate fi susținut în maxim 7 ani de activitate de cei care au susținut studiile universitare înainte de 2012-2013 și în maxim 6 ani pentru cei care au absolvit studiile după 2013. Nota minimă de promovare este 8. Da, voiam să te întreb că știu că este o medie dacă iei sub nota 8. Am spus ceva mai devreme că ne trezim cu profesori care obțin note mici și profesează. Da. Evident că la un examen de titularizare cine a luat nota 5 sau 6, el nu devine profesor titular, dar poate să devină suplinitor și faptul că a obținut o notă de 5 la examenul respectiv, pe care ar fi trebuit să-l promoveze cu 8, spune ceva despre pregătirea profesională a respectivului profesor. Așa este. Mergem mai departe. Ministrul Sănătății a trimis la Bruxelles o listă cu proiecte finanțabile Uniunii Europene în perioada 2015-2017, pe care se află 3 spitale regionale la Cluj, Iași și Craiova. Alte sute de milioane de euro sunt cerute pentru investiții în energie și mediu. Altă noutate este autostrada Dunărea-Marea Neagră de 6,2 miliarde de euro pe ruta Constanța-Craiova-Calafat, previzionând că nu va avea bani să cofinanțeze acest proiect aflat în derulare. Iată că România vrea un spital de 200 de milioane de euro la Craiova. Știi că noi ieri tocmai vorbeam de clinica de cardiologie. Și că nu vor fi, că nu vor fi bani ca de la bugetul de stat pentru construirea unui spital. Nou spital. Și că nu vor fi bani nici prin fondurile europene. Aceste proiecte care au fost trimise la Bruxelles fac parte din așa numita lista lui Juncker. Este vorba despre un proiect pe care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a pus la punct și în care și l-a prezentat Parlamentul European. Este un plan de investiții foarte mare, de peste 300 de miliarde de euro, care, ca să fim puțin mai clari, nu face parte din proiectul fondurilor structurale cu care noi suntem obișnuiți că este derulat de către Uniunea Europeană. Este un alt proiect și pentru finanțarea respectivului proiect, Jean-Claude Juncker a spus că va apela la bănci, în primul rând, și în același timp va apela și la guvernele țărilor care doresc să contribuie la crearea acestui proiect, să spunem, separat, promițând chiar că guvernele care vor contribui la acest fond, sumele cu care ele vor contribui nu vor fi luate în calcul în momentul în care se va stabili deficitul bugetar al țării respective. Că tot s-au terminat acum discuțiile între România și Fondul Monetar Internațional și vedem că o diferență de câteva procente poate să nască vii controverse.
Juncker a spus, țările care participă la constituirea acestui buget, sumele respective nu vor fi luate în calcul la stabilirea deficitului bugetar. Ideea lui Jean-Claude Juncker este aceea că un astfel de mecanism ar trebui să fie ceva mai suplu și mai eficient, deoarece este clar că modalitatea de derulare a fondurilor europene în momentul de față este una extrem de greoaie, cu o parte de achiziție foarte complicată, cu rambursări pe termen foarte lung, cu acum în ultima perioadă cu tot mai multe corecții financiare. Deci sunt probleme din ce în ce mai numeroase pe care nu le întâmpină doar România, ci le întâmpină oricare altă țară a Uniunii Europene. Și atunci Juncker a spus, pentru investițiile foarte mari și investiții importante, hai să creăm un mecanism mai suplu și mai eficient prin care să poată fi finanțate aceste proiecte. Acum este extrem de important că din România pentru aceste... Mie mi s-a părut surprinzător că suntem și noi acolo. Era normal să fim și noi, deoarece spitalul regional din Craiova este... este cel mai mare spital din țară. Dăm la o parte București, nu știu exact să-l comparăm cu ce se întâmplă în București, dar dacă este să facem comparație cu oricare alt spital din România, din provincie, spitalul de la Craiova este cel mai mare. Și reabilitarea lui și aducerea lui la standarde actuale ar costa foarte mult. Se discută de mulți ani de zile despre necesitatea construirii unui nou spital regional, pentru că acesta nu mai face față standardelor. El a fost construit pe sistemul care era la modă în anii 70, un spital extrem de un fel de bloc așa, în care toate lucrurile sunt aduse la loc. Acum conceptul lucrurile în ceea ce privește schimbat. S-au schimbat și lucrurile au evoluat și este clar că se simte nevoia unui nou spital care să fie dotat și cu posibilitatea de a helioport și așa mai departe. Și dacă pe lista acestor investiții se regăsesc cele trei spitale regionale, deoarece Craiova este unul, celelalte mai sunt Iași și Cluj, era un lucru până la urmă firesc, într-o logică firească. În același timp, autostrada Dunăre-Marea Neagră, care este o autostradă Arad-Craiova și ar trebui să urmeze apoi cursul Dunării până spre mare, este o autostradă care nu apare pe, să spunem, coridoarele paneuropene și este motivul pentru care a fost inclus în lista de finanțare pentru acest plan Juncker. Și până la urmă poate reușim în felul acesta să construim și noi autostradă de la un cap la altul, deoarece admitere am tot făcut desene și am tot făcut planuri și nu s-a realizat. Stăm cam la fel cu infrastructura. Acum este interesant de văzut în ce măsură Juncker va reuși să facă acest instrument extrem de eficient. Să ne aducem aminte că atunci când el a fost desemnat președintele Comisiei Europene, au fost foarte multe voci critice la adresa lui, pentru că vine din Luxemburg și la vremea respectivă țara aceasta a fost extrem de criticată datorită politicii fiscale care a permis unor companii să nu plătească foarte multe impozite în Europa. Și a fost considerat un fel de reprezentant al finanței internaționale în executivul european și faptul că și numirea lui acolo s-a considerat că iată marea finanță mondială controlează decizia politică și așa mai departe. Să vedem dacă este așa sau dacă el chiar va reuși să pună la cale un sistem financiar eficient ale căror rezultate să se vadă în mod concret. Ce putem spune acum e doar că s-a făcut un pas. Avem o listă, suntem pe lista aceea cu cel puțin două investiții importante, spitalul regional și... Să sperăm că nu rămânem decât pe listă. Da, și că nu rămâne pe listă, iar faptul dacă rămânem sau nu pe listă, deja depinde, nu prea mai depinde de noi, depinde de ce se întâmplă la nivelul Comisiei Europene. Mergem mai departe și venim cu o știre din Gorj. Sute de gorjeni și nu numai au fost prezenți ieri la Muzeul Județean din Târgu Jiu pentru a participa la o selecție de recrutare de personal organizată de o firmă din Sibiu. La muzeu au venit peste 400 de persoane cu speranța că vor fi selectate pentru un loc de muncă în afara țării. A fost bătălie, practic, pe locurile de muncă în afara țării. Da, și la vremea, în momentul în care i-au făcut
respectivul anunț, spuneau că au locuri disponibile în agricultură sau în domeniul construcțiilor. Salariile sunt cuprinse între 1200 și 1500 de euro, ceea ce este un salariu foarte bun pentru un român care lucrează acolo, în condițiile în care cazarea este asigurată de firma angajatoare. Și era evident că o astfel de oportunitate nu putea să scape, mai ales într-o zonă în care șomajul este destul de ridicat. Zona și aceea, posibilitatea de a lucra este destul de scăzută. Este destul de scăzută. Să mai spunem că această firmă este din Sibiu și de obicei firmele recrutoare intră în contact cu firmele angajatoare din străinătate și apoi încep așa un turneu în țară, vizând în special regiunile mai sărace, de unde este posibil să găsească mai curând oameni. Adică e complicat să găsești în Sibiu oameni dispuși să plece la muncă în străinătate. Și așa mai departe, în condițiile în care în Sibiu șomajul e undeva sub 2%. Și atunci, oamenii au... Exact. Și atunci mergi în zonele acestea, în Moldova, în Oltenia, acum mai întâi în Oltenia și apoi în Moldova, acolo unde, din păcate, nivelul șomajului este foarte ridicat și astfel de oportunități sunt primite cu brațele deschise. Dovadă și bătălia pe aceste locuri. Ce mai e important să spunem aici, acești oameni pleacă cu un contract de muncă. Pleacă cu un contract de muncă, ceea ce le asigură drepturi, ei sunt protejați împotriva eventualelor abuzuri de către firma angajatoare, au plătite toate contribuțiile la asigurările sociale și la pensii și în funcție de perioada pe care lucrează pot să beneficieze de o pensie calculată în sistemul de acolo. Asta dacă reușesc să obțină un contract pe o perioadă mai îndelungată. Noi am mai vorbit asta în emisiunea noastră. Mergem mai departe. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind insolvența persoanelor fizice. Asta s-a întâmplat luni și va merge în dezbatere la Camera Deputaților, acolo unde se mai află și alte astfel de inițiative. Am văzut că și ieri vorbeam despre aceste proiecte de lege tacite, să le zicem așa. Iată că astăzi vorbim despre proiectul de lege privind insolvența persoanelor fizice. Da. Este altfel, sau mai este cunoscută și sub numele de legea falimentului personal. Și ea, prevederile ei sunt similare cu ce se întâmplă în momentul în care o firmă, persoană juridică, își declară insolvența, în sensul că în momentul în care respectiva firmă nu mai face față datoriilor pe care le are de plătit, își declară insolvența, se face un plan de reorganizare, cei care au de recuperat sume de bani de la respectiva persoană se înscriu în masa credală și încep activitatea firmei continuă, și iar veniturile pe care firma le realizează sunt dirijate printr-un executor stabilit de către un judecător, sunt dirijate în principal, în primul rând, către plata salariilor, apoi către plata datoriilor de stat, către plata băncilor și ulterior, ultimii care mai primesc, dacă mai primesc ceva bani, sunt cei care au intrat în relații contractuale cu respectiva firmă. Asemănător se dorește să fie și în cazul persoanelor fizice, în sensul că în momentul în care o persoană fizică se trezește împovărată de o serie de credite pe cărora nu le mai poate face față, își declară falimentul personal și în acel moment... Sunt foarte mulți oameni în situația aceea și în acel moment, printr-un mecanism care urmează ulterior să fie stabilit, se utilizează o procedură prin care, din veniturile pe care persoana respectivă le are, o parte îi rămâne pentru asigurarea necesității traiului de zi cu zi, iar restul venitului este luat în mod automat și dirijat către plata datoriilor de stat, către plata ratelor și așa mai departe. Acum trebuie să spunem că legea aceasta a falimentului personal întâmpină o puternică rezistență, în special din partea băncilor. Deoarece băncile nu sunt de acord. Nu sunt de acord, pentru că este clar, în momentul în care s-ar da această lege ar deveni operațională, ar exista mulți români care nu și-ar mai plăti creditele la bănci, deoarece oricum sunt în imposibilitatea de a face acest lucru. Deci băncile ar avea de pierdut. Sau cel puțin ele se tem că ar avea de pierdut. Acum nu este mai puțin adevărat că, din păcate, băncile sunt într-o situație în care
ele tot timpul trebuie să câștige, și pe de o parte, iar pe de altă parte, faptul că oamenii aceia sunt în situația de a nu-și mai putea plăti ratele la bancă, vina aparține și oamenilor care au contractat creditele respective fără să aibă o proiecție pe termen lung sau pe termen mediu. Dar în același timp este și vina băncii. Pentru că plătim comisioane de analiză de risc, plătim tot felul de povești în momentul în care facem creditul bancar. Și unele mascate. Și apoi să ni se spună că, bun, de fapt, nu, că acest credit este neperformant. Un credit neperformant este vina și celui care îl contractează, dar și vina celui care îl dă. În egală măsură. Și din păcate, de fiecare dată, într-o relație de asta client-bancă, nu se întâmplă niciodată să pierdă banca. Așa e. Mergem mai departe și vorbim despre introducerea unui nou concept RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiară vrea să introducă un nou concept RCA continuu, iar cei care leagă polițele să beneficieze de un bonus. Atunci când șoferul merge să încheie o nouă poliță, o prezintă și pe cea veche ca să demonstreze că nu are sincope în asigurare și pentru asta poate primi o reducere. Cum ți se pare acest nou tip de RCA? Bun, este la stadiu de idee și ideea ar fi una extrem de bună, deoarece... Știm că și zilele trecute a fost o problemă cu RCA-ul. A fost o problemă pentru că la vremea aceea brokerii de asigură și serviciurile spun că în 2015 se vor scumpi RCA-urile cu undeva cu un procent de până la 30%. Până 30 și ceva la sută se vor scumpi, în timp ce președintele Asociației de Supraveghere Financiară Mișu Negrițoiu spunea că în mod normal n-ar trebui ca aceste polițe să se scumpească cu mai mult de 3-5%. Revenind la propunerea pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară o face, ea este menită să încurajeze deținătorii de autoturisme să aibă o continuitate în relația cu anumită societate de asigurări. Sincer să fiu, nu mai știu în ce măsură în momentul de față bazele de date dintre societățile de asigurări sunt interconectate. Acest lucru știu că, este un subiect sensibil. Da, dar în ceea ce privește strict polițele de asigurări, era un termen legal prin care acest lucru ar fi trebuit să se întâmple, pentru că în Occident este o regulă. Nu pot să-mi fac o asigurare la o societate, acolo plătesc niște daune, după care mă mut în partea cealaltă fără ca ei să știe că eu am avut eveniment la o altă societate. Este până la un moment prin care se protejează societățile de asigurări, în primul rând. Este drept și contribuabilii sunt protejați în acest fel. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să mai spunem în ceea ce privește sistemul acesta de asigurări, că și aici funcționează, din păcate, în România, de multe ori principiul care funcționează și în ceea ce privește sistemul bancar, în sensul că într-o relație între asigurat și asigurator, asiguratorul câștigă întotdeauna. Și persoanele care au fost puse în situația de a obține despăgubiri de la societăți de asigurări știu că acest lucru se face cu foarte mult efort, cu întârzieri foarte mari, iar multe dintre servicii au mari probleme în a-și recupera banii de la societățile de asigurări, care caută tot felul de tertipuri pentru a nu plăti la timp sau în integralitate suma pe care trebuie să o achite. Mergem mai departe și vorbim despre un nou proiect al celor de la Facebook. Facebook are un nou proiect care va stârni multe critici. Lucrează la un soft de inteligență artificială care poate, spre exemplu, să-i avertizeze pe utilizatori când postează selfie-uri atunci când sunt beți. Unii vor aprecia ideea, însă alții sigur vor considera că Facebook merge mult prea departe prin modul în care intervine. Deci Facebook pregătește un soft de inteligență artificială care să te împiedice să postezi fotografii în ipostaze jenante. Acum întrebarea e... Da, Facebook... Anunțul a fost făcut de șeful diviziei de inteligență artificială din cadrul Facebook, care a spus că lucrează la o aplicație capabilă, în momentul de față, să facă diferența dintre o persoană în stare normală și o persoană în stare de ebrietate. Bun, putem să facem foarte multe discuții și să comentăm în mod extrem de ironic persoanele. Nu discutăm ironic, dar mi s-a părut o foarte bună dezbătut. Este evident că rețelele de socializare, modul în care noi interacționăm cu rețelele de socializare a devenit o parte extrem de importantă a vieții noastre de zi cu zi. Și de foarte multe ori
lucrurile par să fie scăpate de sub control. În primul rând, trebuie să spunem, am mai discutat asta, Facebook-ul și orice rețea de socializare este un spațiu public. Așa. Pornind de la acest lucru, tipul acesta de setări de siguranță pe care rețelele, Facebook-ul, dorește să îl introducă, este făcut tocmai în logica în care noi suntem într-un spațiu public. Din păcate, foarte mulți dintre cei care postează orice, de la fotografii, la comentarii și așa mai departe, pe aceste rețele, nu sunt conștienți că a publica ceva pe o astfel de rețea de socializare este ca și cum ai publica un articol în ziar. Și nu știu dacă cineva și-ar publica o fotografie cu el când este băut. Într-adevăr, tipul acesta de soft este extrem de susceptibil în a provoca dezbateri și a provoca foarte multe comentarii. Discuții. Dar, pe de o parte, după câte am înțeles și din ceea ce spunea șeful Diviziei de Inteligență Artificială de la Facebook, el nu te împiedică să postezi respectiva fotografie, dar te avertizează. Îți trimite un mesaj de siguranță. Ești sigur că vrei să postezi o astfel de fotografie? Și în momentul în care ți s-a semnalat gândește faptul că o astfel de fotografie poate fi considerată nepotrivită de anumiți utilizatori, te mai gândești o dată înainte de a o posta. Este drept că tipul acesta de setări de siguranță poate la un moment dat să provoace lucruri, repet, pot să pară deplasate. Cei de la Dilema Veche au avut, de exemplu, astfel de problemă în momentul în care au dorit să promoveze, au postat un articol într-una din revistele lor, un articol despre, cred că era despre Anton Pan, dacă nu mă înșel, ce poate să fie mai nevinovat decât un articol despre Anton Pan, o poveste. Și numai că în respectivul articol era citat unul dintre proverbele culese de el, care era cam așa: păr lung și minte scurtă, femeia păr lung și minte scurtă. Este un proverb cules de Anton Pan. În momentul în care acest lucru a fost promovat pe Facebook, Facebook-ul l-a refuzat, deoarece afirmația a fost considerată discriminatorie la adresa femeilor. Și cei de la Dilema Veche s-au trezit în situația de a fi considerat că discriminează, în condiții în care ei făceau referire la o operă literară. Da, exact. Nu era niciun caz un comentariu jignitor la adresa cuiva și așa mai departe. Pentru că dacă cineva face un astfel de comentariu, să spunem în mod direct, la adresa unei persoane, într-adevăr, este un comentariu jignitor. Deplasat. Este ca și cum, de exemplu, dacă vrei să postezi pe Facebook un comentariu la țiganiada lui Budai Deleanu, te trezești acuzat de intoleranță rasială. Sunt probleme care pot să apară în momentul în care se iau în calcul astfel de situații și astfel de setări de siguranță, dar, repet, în condițiile în care Facebook-ul și toate rețelele de socializare au devenit atât de prezente în viața noastră și în care au fost situații în care oamenii s-au trezit concediați pentru că au postat ceva pe respectiva rețea de socializare, poate nu ar fi rău să avem și o astfel de setare care să ne protejeze de noi, pentru că se pare că nu știm să apreciem foarte bine libertatea atunci când o avem și ne luăm libertatea de a posta lucruri de care ulterior ne este jenă. Și să mai spun ceva, povestea aceasta că ai pus o fotografie după care ai scos-o și așa mai departe, așa, nu este chiar așa, pentru că pe internet există așa un principiu, ceva pe care vrei să-l ascunzi, oricum iese la iveală. Dacă ai postat o fotografie... Cred că tot timpul e, da, principiul ăsta e peste tot. Dacă ai avut o postare de care ți-e jenă și vrei să o ștergi, o fotografie sau de care ascunzi, ți-e jenă sau să o ascunzi, nu poți să fii sigur că cineva la un moment dat a făcut un print screen și că fotografia aceea se păstrează la cineva într-un colț, într-un calculator. Și se amuză copios pe seama ta. Și o să iasă la iveală când te aștepți mai puțin. Dacă ai făcut un comentariu nepotrivit, chiar dacă îl ștergi, nu poți să fii sigur că cineva n-a făcut un print screen și îl păstrează undeva. Deci nu trebuie să spunem că Facebook-ul nu are practic și părți care ne duc spre lucruri mai rele. Exact. Până la urmă, rețelele de socializare sunt un instrument. La fel cum este și presa, la fel cum este și televiziunea, la fel cum este și telefonia mobilă, toate reprezintă niște instrumente. Cum alegem noi să le utilizăm, depinde de noi și nu de instrumentul respectiv.
Mergem mai departe cu un subiect de pe extern. Președintele rus, Vladimir Putin, a făcut ieri o vizită oficială de 2 zile în India. Deplasarea liderului de la Kremlin vine pe fundul unor tensiuni între cele două state, după ce India a fost de acord să cumpere avioane de vânătoare și elicoptere din Franța și Statele Unite. A fost cam prezent Vladimir Putin prin emisiunile noastre și iată că venim cu ceva nou. Da, în momentul de față el încearcă o deschidere către alte zone și în principal către alte zone economice. Știi că da, discutam că se va întâmpla acest lucru, exact. Relația cu China se va desfășura ulterior, acum se îndreaptă către India. În principal sunt vizate țările din ceea ce numim BRICS, Brazilia, Rusia, India. La un moment dat chiar Africa îmi spuneai că o să facă asta. Da, o să facă asta pentru că intră în logica firească. Blocarea relațiilor economice cu Uniunea Europeană, care devine evidentă. Fac o paranteză și spun că în momentul în care Franța a decis să nu mai livreze navele militare către Rusia, ne aducem aminte de discuția dintre Hollande și Vladimir Putin pe acest subiect, Rusia a anunțat că ia în calcul interzicerea importului de vin francezesc. În condițiile în care piața rusească era o piață importantă pentru vinurile din Franța. Deci în momentul în care Rusia a intrat într-o astfel de logică de blocare a relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană, rubla s-a devalorizat, inflația a crescut semnificativ și Putin este nevoit să caute piețe alternative și aliați alternativi. India, în mod tradițional, era un partener pentru și chiar în vremea Uniunii Sovietice, deoarece era lidera țărilor nealiniate, nefăcând parte nici din blocul nord-atlantic, nici din blocul comunist. India era alături de Iugoslavia, de exemplu, făcea parte din așa numitele țări nealiniate. Dar, în mod tradițional, ele erau apropiate mai curând de Uniunea Sovietică și ulterior de Rusia. Ei, în ultima perioadă, India începe să se deschidă mai mult către Statele Unite, ceea ce provoacă neliniște în rândul Rusiei, în timp ce, deoarece o blocare a unei astfel de piețe este cea indiană, ar însemna o nouă lovitură pentru Rusia. Crezi că va primi până la urmă ceva din partea Indiei, sprijin? Nu, vizita nu înseamnă neapărat un sprijin direct, ci vrea să controleze, să vadă în ce măsură relațiile pe care India le stabilește cu Franța și cu Statele Unite. Să amintim că în momentul de față India a semnat un contract de 20 de miliarde de dolari cu Franța, cu Parisul. Deci Putin vrea să vadă în ce măsură aceste contacte cu Statele Unite și cu Franța sunt rezultatul unei schimbări radicale în politica externă a Indiei și orientarea ei către zona pro-vestică. În același timp, trebuie să nu uităm că Rusia a semnat un pact de cooperare militară cu Pakistanul. Pakistanul, care este aliatul, este inamicul tradițional al Indiei. Deci lucrurile sunt într-o oarecare logică. Nu cred că trebuie să reprezinte o mare surpriză pentru Putin că în momentul în care semnezi un pact de cooperare militară cu principalul inamic, ceilalți se îndreaptă în altă zonă. Ce crezi? Dacă n-ar fi fost India, ce țară ar fi fost? Păi nu, logica aceasta nu este o logică de excludere. Trebuie să fie și India, trebuie să fie și China și trebuie să fie, probabil urmează țările din zona asiatică, din zona Pacificului de Sud, trebuie să găsească țări din această zonă unde cu care să stabilească relații de cooperare, deoarece exportul de materii prime, de gaz și așa mai departe, este afectat de relațiile cu Uniunea Europeană și dezvoltarea economică a Rusiei este în continuare profund tributară exportului de materii prime. Cristi, mulțumesc că ai fost alături de mine. Și îți mulțumesc pentru invitație. Nu uitați că noi suntem mâine aici pentru a dezbate cele mai importante subiecte ale dimineții. O zi plăcută să aveți în continuare. La revedere!